În materialul următor vă prezentăm soluția găsită de un buzoian pentru a-și moderniza ferma pomicolă deținută în comuna Cozieni. Ninel Dumitru a obținut fonduri europene pentru a investi în livada care astfel a ajuns la aproape 10.000 de meri. Afacerea de la Cozieni a fost dată exemplu de bună practică de către oficialii Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit. Ninel Dumitru iubește viața la țară și, în ciuda faptului că familia lui locuiește în capitală, bărbatul și-a început propria afacere în comuna Cozieni, unde își petrece cea mai mare parte a timpului. A moștenit o livadă, iar gustul pentru afaceri l-a determinat să-și mărească plantația, astfel încât în prezent a ajuns să dețină peste 13 hectare cultivate cu pomi fructiferi. Totul a fost posibil doar cu bani de la Uniunea Europeană, iar primul proiect l-a depus în 2007, fiind vorba de fonduri SAPARD. Apoi a primit o nouă finanțare. Roadele se văd la propriu după 3 ani. Valoarea totală a proiectului a fost de aproximativ 475.000 de roni. Împrejmuirea s-a făcut, deci mă repet, pe o suprafață de 13,4 hectare. L-am început în 2010, am avut o perioadă de 3 ani. Finalizare. A fost greu, dar fără ajutorul banilor nu ar fi făcut nimic. SAPARD a fost primul, a fost foarte greu, nu cunoșteam absolut nimic. M-am jurat într-un fel că nu mai accesez, dar m-am călcat pe jurăminte și am accesat, fiindcă te poți dezvolta, altfel nu rămâi în laștină, efectiv, bați pasul pe loc. După finalizarea celui de-al doilea proiect cu bani europeni, buzoianul are o fermă pomicolă modernă, împrejmuită ca la carte pentru a fi protejată de intemperii și dotată cu sisteme de irigație care să-i asigure o producție mult mai bună. În prezent, livada numără aproximativ 10.000 de meri de diferite soiuri. Ce avem aici? Avem livadă de meri, executată tot printr-un proiect SAPARD la vremea aceea, finalizat în 2007. Avem livadă de meri diferite soiuri, dintre care putem spune Florina, Idared, Delia, Iona Gold. Și la acestea vrem să irigăm, datorită faptului că plouă când vrea Dumnezeu și avem nevoie de apă să facem producție. Merele de la Cozieni sunt vândute în prezent doar în țară, în aproape toate supermarketurile. Însă ținta omului de afacere este să trimite fructe proaspete și la export. Am plantat 10 hectare însemnând 9.880 de meri. Producția acestora este estimată, de fapt realizată anul trecut, la 80 de tone de fructe, pe care le-am vândut la diversi partener. Mai mult, buzoianul nu se oprește aici. A mai depus un al treilea proiect, tot în cadrul programului de dezvoltare rurală 2007-2013, care de altfel a și fost aprobat. Fondurile vor fi folosite pentru procesarea și depozitarea fructelor. După finalizarea acestei investiții, buzoianul dorește să ambaleze fructe pentru desert, respectiv mere deshidratate, pe care să le trimită apoi tot către export.